Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși părinți și iubiți credincioși, am rânduit să facem parastas pentru roaba lui Dumnezeu Maria, unul dintre ctitorii mănăstirii noastre care a trecut la Domnul și care va fi mormântată mâine în orașul Zalău. Știți condițiile în care ne găsim și nici măcar familia întreagă nu poate fi prezentă la mormântarea dumneaei. Noi călugării suntem recunoscători pentru că ea s-a implicat în viața mănăstirii noastre din toate punctele de vedere, și duhovnicesc, spiritual și material. Dar mai mult decât această implicare, noi am știut că ea ne iubește, începând cu Maica Domnului, stăpâna noastră, și pe noi toți, viețuitorii mănăstirii. Spuneam la liturghia de astăzi că ea, fiind croitoreasă de meserie, ne-a îmbrăcat pe toți și a ajutat foarte mult la atelierul de croitorie al mănăstirii. Dar mai mult decât atât, o vreme a lucrat în Spania și dădea zeciuială mănăstirii, inclusiv a donat mănăstirii noastre un rând de sfinte vase, care le folosim astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Personal, i-am fost și duhovnic, vreme de 20 de ani, ceea ce îmi dă și această calitate de părinte duhovnicesc, dar și responsabilitate. Dacă duminică la ora 3, la masă, mi-a dat un telefon în care mi-a spus că trebuie să se intervină chirurgical și nu prea am fost eu de acord, dar am oferit binecuvântarea cuvenită, m-am și gândit pe loc că se va întâmpla ceea ce nu s-a putut evita. Însă am învățat întotdeauna în asemenea momente ca tristețea să fie o bucurie duhovnicească, după cuvântul Preasfințitului Părinte Vasile Someșan. Pentru că nimic nu se întâmplă. Dumnezeu le croniază. Toate ele lucrează cu știrea Lui. Ori, printr-o suferință scurtă, pe sora noastră Maria Ciupe, Dumnezeu a trecut-o în veșnicie. Ceea ce înseamnă că, într-adevăr, Dumnezeu i-a văzut viața, i-a văzut virtutea, i-a văzut dragostea și cred că a scutit-o de foarte multă suferință. Avea pentru ce să mai trăiască, pentru că familia ei este una deplină. Are doi copii, pe Cristian și pe Gabriel, are nepoți care ar fi făcut-o fericită pe mai departe. Inclusiv soțul ei, Iulius. Însă, încă o dată, Dumnezeu a rânduit să plece în aceste zile binecuvântate, pentru că ea purta numele Maicii Domnului, pe care o iubea, iar Maica Domnului, de asemenea, i-a fost recunoscătoare. Să știți dumneavoastră că o plecare din această lume în zile însemnate au o logică duhovnicească. Iar ea a plecat la început de an bisericesc și în zilele de prăznuire a Maicii Domnului. Așadar, cu siguranță că logica lui Dumnezeu este în favoarea ei și, bineînțeles, în favoarea familiei, care, chiar dacă suferă astăzi, va înțelege pe parcurs de ce. Încă o dată, noi suntem recunoscători în numele bisericii, a mănăstirii noastre, în numele obștii monahale și a celor care s-au bucurat de viața ei și parcursul ei foarte luminos. Dacă o întâlneai pe sora Maria, te bucurai duhovnicește pentru că
oricâtă povară ar fi avut, ea avea zâmbetul pe buze. Este o mare calitate să nu-ți arăți trăirile interioare, mai ales cele care dor. Ea făcea în așa fel încât să-ți bucure sufletul atunci când o întâlneai. Cu siguranță l-a bucurat și pe Dumnezeu și cu siguranță din bucuria dumnezeiască pe care a întâlnit-o și a moștenit-o acum, va transmite și nouă celor care trăim încă în lume. Mai adaug următorul aspect. Întotdeauna un ctitor al unei biserici sau al unei mănăstiri este pomenit. Și nu așa oficial cum am făcut-o noi în această seară, pentru că familia, v-am spus, nu poate participa la slujba mormântării, vom participa noi călugării. Însă la toate slujbele, în ectediile pe care le auziți și dumneavoastră, sunt pomeniți ctitorii și binefăcătorii bisericilor și mănăstirilor noastre. Așadar, ea va rămâne pentru această veșnicie pământească pomenită în slujbele și rugăciunile noastre, dar mai ales rămâne în memoria și în dragostea Sfintei și Dumnezeieștii trăimi. Dumnezeu să o ierte, Dumnezeu să o odihnească, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitori.